Bine v-am găsit! Astăzi ne bucurăm de temperaturi în creștere în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil și soarele își va face apariția în toată țara, dar în anumite intervale de timp local, în regiunile vestice și sudvestice și pe spații mici în cele centrale și sudice, se vor strânge norii și vor fi averse însoțite de descărcări electrice, precum și de intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi și condiții de grindină, iar izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. La munte, vremea se va încălzi ușor și soarele va fi prezent în toate stațiunile. Cu toate acestea, în masivele vestice și sudice vor mai fi și perioade scurte de timp în care se vor strânge norii, local vor fi averse fenomene electrice și pe spații mici căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților meridionali, iar temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 18 grade. La mare se anunță vreme frumoasă cu soare generos și adieri plăcute ale vântului. Mai apar câțiva nori din loc în loc, în special după amiaza, dar nu va ploua, așadar atmosfera va fi potrivită pentru plimbare. De asemenea, ne vom bucura și de maxime de 17-18 grade, iar temperatura apei mării va ajunge la 16 grade. În capitală avem parte de vreme bună și ușor mai caldă, pentru că maxima va urca la 26 de grade. Soarele va fi prezent în cea mai mare parte a zilei și atmosfera va fi frumoasă, dar spre seară va deveni ușor schimbătoare și trecător s-ar putea să cadă câțiva stropi de ploaie. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă să aveți!